Asta e, mister. Trăgeai un semnal de alarmă înainte de meci. Că voi trebuie să vă vedeți de ale voastre și voi trebuie să câștigați aici, indiferent ce se întâmplă. Am zis-o că, na, e un mod al tău de a mobiliza, dar se pare că știai tu ceva, din păcate. Da, de 3 zile tot discut cu băieții, cu echipa, vă le spun că e foarte important să rămânem concentrați, noi să ne vedem de jocul nostru, să nu ascultăm ce se aude în stânga și în dreapta, pentru că cei de la Farul vor juca. Știam că va fi un joc greu pentru cei de la CFR, dar din păcate pentru noi am jucat modest, slab. Da, e o seară tristă. Penibil a folosit Alex Mateiu. Da, într-adevăr, am jucat foarte slab. Da, e o seară foarte tristă pentru noi, asta e realitatea. Nu știe Craiova să joace meciurile astea cu miză? Nu știu, parcă e un... ați mai avut astfel de partide, nu tu ca antrenor aici, dar Craiova în general a mai avut partide astea când depindea ceva de ea. Da, în această seară chiar totul depinde de noi, doar de noi, să ne facem treaba pe teren, așa cum le-am spus băieților, indiferent de ce se va întâmpla la celălalt joc, pe noi trebuie să ne intereseze doar jocul nostru. Eu la final am aflat că au câștigat cei de la Farul, chiar nu m-a interesat. Le-am spus, trebuie să rămânem concentrați pe tot parcursul jocului, să câștigăm jocul. Asta era cel mai important pentru noi. Dar nu am reușit. Am spus, după, în urma unui joc foarte slab al nostru și, cum am spus, este o seară tristă. Da. Am dezamăgit atâta lume, suporterii. Dar ăsta este fotbalul, face parte din fotbal. Nu știu, asta face parte din fotbal, cum ziceai și tu, și asta și presiunea asta, ai jucători cu experiență, internaționali. Mă uitam, parcă Sepsi avea nevoie de victorie la cum s-au desfășurat la în anumite ostilitățile. Sigur, se întâmplă. Nu-mi doream acest scenariu, dar se întâmplă. Chiar am văzut ieri Borussia Dortmund cu Mainz. Și le-am și spus, băieților, și celor din staff, nu vreau să avem soarta celor de la Dortmund. Depindem de noi să nu câștigăm joc. Din păcate, deci mi-a fost frică, nu am scăpat. Ce mi-a fost frică? Da, am tras în fiecare zi câte un semnal de alarmă. De 3 zile, așa cum am spus, le tot transmit băieților. Se pare că mesajul tău s-a oprit la un anumit nivel, n-au reușit să conștientizeze. Am spus. Crezi că au stat prea mult cu gândul la ce se întâmplă acolo? Că... Nu pot să știu în acest moment. O să avem o discuție mâine dimineață, dar chiar nu pot să știu în acest moment la ce s-au gândit băieții. Eu am încercat și am făcut tot ce a depins de mine să rămână concentrați, să fie capacitați pentru acest joc. Nu a reușit. Mister, am văzut suporterii foarte supărați. Știu. Am auzit strângându-se demisia pentru prima oară aici la Craiova. Știu că sângele vostru oltenesc fierbe. Ce crezi că se va întâmpla în continuare? Se pot face, nu știu, un scenariu? Te întrebați în fiecare zi, asta vreți? Nu, că văd că vorbiți, mai domne, să plece ăla. Păi asta vreți? Mă tot întrebați, a spus patronul de 3 ori. Ce vreți să spun eu? Dacă așa va fi... voi pleca, care este problema? Am stat niciunde, unde am fost antrenor, n-am stat legat, dar tot puneți întrebările astea. După aceea tot vorbiți că, domne, se schimbă antrenorii des. Păi voi îi schimbați. Tot întrebați. Am spus, v-a spus patronul, ce vreți să vă spun? Cam ce ați vrea să vă spun? Ok. Ce va urma pentru Craiova, pentru sezonul următor? Este vacanță, în acest moment am spus că avem o întâlnire mâine, probabil vom merge în vacanță, asta este situația. Echipa se va reuni pe 14 iunie. Bănuiesc că ți-ai creionat deja ce îți dorești pentru sezonul următor. Am avut unele discuții cu patronul. Da, am discutat. Vor fi schimbări majore sau... Nu schimbări majore, dar vor veni probabil 4-5 jucători. Dar n-aș putea să vă spun în acest moment numele jucătorilor. Vor exista și plecări, presupun. Oriunde în lume se întâmplă lucrul ăsta, la orice echipă din lume. Se întâmplă. Pleacă. Unii jucători sunt la final de contract, la unii se va prelungi contractul, la unii nu. Că asta este viața la fotbal. Și eu am fost fotbalist și la fel s-a întâmplat. Am plecat de la o echipă la alta. Asta este viața până la urmă a antrenorilor, a fotbaliștilor. Și jucătorii la un moment dat mai pleacă, mai schimbă echipele. Este un an ratat pentru Universitatea? Atâta timp când nu suntem în cupele europene, sigur este. Dar eu cred că Universitatea Craiova, exceptând meciuri în această seară, în play-off, a jucat bine, chiar foarte bine.
Din păcate, așa cum a fost, cum a decurs acest play-off, n-am avut nicio șansă la niciun joc. Și știți foarte bine ce s-a întâmplat la toate partidele. În această seară am făcut un joc slab, așa cum am, cum am spus. Știu, recunosc, știu care este realitatea, ce se întâmplă în teren. Văd, dar n-am putut să facem mai mult. Ok, mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc.